Ecuvântat să fie Domnul. Mai rabdă puțin, căci zorile vin. Despre răbdare vreau să împărtășim câteva lucruri. Nici nu merge să predici la început o slujbă despre răbdare, mai la sfârșit e bine, că atunci parcă se lipește un pic mai bine. Doar că. Înainte de a avea răbdare, trebuie să avem râvnă În seara aceasta, ca un imbold, mă face să vorbesc despre râvnă. În sârguință, fiți fără preget fiți plini de râvnă cu Duhul. Și se vorbea slujiți Domnului. Frați și surori de la Betel, <coughs> ce e râvna asta? Cum definiți în mintea dumneavoastră? E ceva care se vede sau, sau, nu se vede. Se vede când îi și când nu îi se vede de asemenea. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Sunt oameni din fire din fire, mai accelerați, așa. Așa, cu, cu un cuplu mai mare. Patinează când e vorba de făcut ceva, sunt foarte activi, așa. Sunt oameni care sunt foarte domoli. Așa, din fire, n-ai ce-i face. Vorba cuiva, întâia și deloc. N-ai ce-i face, așa i felul. La prima vedere ai sentimentul și trece cumva prin cap, așa, să asociezi pe cel mai, că e mai râvnitor, nu? Și celălalt zice, Bă, când îl văd așa cum vine, cum se ridică, cum pleacă, cum se întoarce, domnule, asta nu are, n are, n are râvnă, e așa. Vi splinde râvnă cu Duhul. Adică, capacitățile de la nivelul firii noastre nu le asociem cu răvna. Cu alte cuvinte, râvna nu depinde de abilități, de ceea ce e nativ în tine. Sunt oameni care sunt capabili să facă multe și, de asemenea, avem tendința, nu, 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 plin de râvnă cu Duhul. Mai este o categorie de oameni care, la nivel sufletesc, noi suntem trup, suflet și Duh, da? Sunt oameni care, la nivel sufletesc, emoțional, sentimental, sunt foarte lamentabili. Sunt foarte ușor de de captat. Spre exemplu, au fost inundați la, la Galați, la noi în România. Au activat tot felul de oameni. Au activat oameni care au vrut să se afișeze. Mi-aduc aminte unul dintre băieții de la Vicovul de Jos. Ei au fost de la început până acum în zilele acestea pe teren acolo au finalizat deja trei case și unul dintre ei mi se povestea de faptul că stătea, lucra în glodul acela și scotea nămolul de acolo și dui car la poartă mai încolo, mai încoace, camere, oameni cu cizme, cu lopeți în mâini și ei pentru poză, familii cu tare, interviuri emoții, lacrimi, întrebări din alea, ce ați simțit când a venit apa? Păi ce să simt, omule bun, ești întreg la minte să-mi pui asemenea întrebări. Ce ați simțit? Ce ați simțit? Păi când vine apa de 2 metri, ce, 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 ce mă întreb ce ai simțit? Nu ești conștient? Și spunea băiatul ăsta, zice, stăteam și mă uitam așa, cum ei filmează, transmit, apar, strâng bani, și eu zice, să aici, din prima zi, și au trecut o săptămână, și au trecut două, și să aici, și aici. Și spunea ca un fulger, ca un tunet. Am auzit o voce înăuntru meu. Tu lucrează pentru mine, că văd eu și răsplătesc eu. Sunt oameni care, pe fond emoțional, sunt magnetizați efectiv. Nu-i mișc cu nimic, dar dacă le pui ceva ca să plângă, sunt dispuși să să-și dea haina de pe tine, totuși dau de, de pe ei. Și ai sentimentul să zici, domnule ăsta e plin de râvnă, domnule, așa ceva n-ai văzut. Nu, 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 plin de râvnă cu Duhul, nu la nivelul emoțional. Că după ce trec lacrimile și emoțiile, nu mai ai nimic și nu mai vrei să dai nimic și nu mai ești dispus la nimic. Vine Pavel în seara asta și spune, fiți plini de râvnă cu Duhul. E vorba de ceva care se întâmplă la nivelul Duhului omului, prin Duhul lui Dumnezeu. E o acțiune, e o combustie care pune în mișcare ceva. Și Apostolul Pavel spune, nu e nevoie să, să, văd oameni care sunt ambițioși din firea lor. Nu e nevoie să văd oameni plini de râvnă care așa emoțional cad repede în leșin și îți dispuși să facă orice. Vreau niște oameni care să fie din interior transformați și acolo să fie umpluți cu Duhul, că ăștia au combustibil să treacă și prin vreme bună și prin vreme rea, rămân plini de râvnă. În parcarea dumneavoastră sunt multe mașini. Eu trec prin parcare și mă uit. Și mă uit la ele și vă spun foarte sincer că nu pot aprecia ce motorizare au și cam câți cai au mașinile Nu pot aprecia. Mă uit, una e mai înaltă, una e mai mică, una e mai așa, una e mai... Dar nu pot aprecia. Momentul în care se urcă un tinerel din ăsta așa cu presiune pe instalație și calcă pe accelerație, momentul acela realizez și eu cam ce capacitate dezvoltă. Cam așa e râvna. În parcare nu-ți dai seama de ce în stare. Doar în momentul în care pornește la lucru, îți dai seama dacă are râvnă sau dacă n-are râvnă. Îți dai seama dacă e plin de râvnă cu Duhul sau nu? Dumneavoastră, acum am la dumneavoastră în adunare și nu știu câtă râvnă aveți. Sincer să fiu. Momentul în care ne punem la rugăciune, datele problemei se schimbă. Poate nu strigi tare, dar te văd cu fața între genunchi văd lacrimi căzând pe mochetă. Te văd vorbind în alte limbă, te văd luptând în rugăciune, simți că ceva înceată în jurul tău și tu duci cauza înaintea lui Dumnezeu, atunci îmi dau seama ce capacitate dezvoltă. Râvna ta, râvna mea. Nu aceea din fire, nu aceea emoțională. Ci la nivelul Duhului. Deci, ea nu, ea nu există singură, ea coexistă cu ceva. Cu o slujire, cu o activitate, cu o implicare. Râvna trebuie pusă lângă ceva. Trebuie pusă lângă ceva să plece de pe loc și râvna să cupleze, să intre în acțiune. M-ați înțeles? Mai, mai explic o dată de la început? E ok așa, da? Bun. Frați și surori, haideți să vedem cum arată omul fără râvnă. Citiți împreună cu mine în Proverbe, în capitolul 13. Auziți ce spune înțeleptul aici. Eu o să mă grăbesc și o să închei exact când trebuie. Să fiți foarte liniștiți. Leneșul dorește mult și totuși nu are nimic. Dar cei harnici se satură. Dacă există doar dorința, dacă există doar motorizarea și nu activezi, rămâi flămând. Rămâi fără răsplată. Rămâi fără slujire. Zice apostolul că cine slujește bine dobândește un loc de cinste. Adică există o zonă în care ți-e încredințată o lucrare. Și dacă acolo ești plin de râmnă și dacă acolo se întâmplă ceva, dobândești un loc de cinste, dobândești să treci la o altă treaptă. Dar dacă n-ai lipsă, tu ai dorința așa să se întâmple, fraților, să, să văd biserica în clocot, așa, să văd tineri veniți la adunare, să văd, să văd dacă nu e râvne, nu se întâmplă nimic. Lipsa râvnei te lasă doar în zona asta de, de dorință. Priviți poporul lui Dumnezeu, zice omul lui Dumnezeu, Iosua, parcă îl văd puțin așa și, 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 supărat pe popor așa, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 3 din capitolul 18, Iosua. Iosua a zis copiilor lui Israel, până când vă veți lenevi? Să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri. Alegeți trei bărbați și fiecare să, din fiecare seminție și voi porni. Să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii, să se întoarcă la mine, să o împartă și așa mai departe. Voi ați ajuns în Canaan, dar dacă nu acționați, rămâneți fără țară. Până când să boviți să activați, până când să boviți să leneviți, zice Iosua. Puneți mâna, faceți planuri, puneți la punct lucrurile, adunați oameni, trimiteți pe cutare, pe cutare, împărțiți lucru, faceți ceva. Nu e destul să ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu că Domnul te cheamă la nu știu ce lucrare. Dacă nu e râvnă să te apuci de treabă, să te găsească în lucrare. și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu după ce Iuda uh, și-a și uh, luat viața și după ce învierea Domnului ucenicii au rămas și s-au adunat, spune Cuvântul lui Dumnezeu în faptele apostolilor, că s-au adunat și au spus să punem pe cineva să, să înlocuiască, să ia locul lui Iuda. Știți ce au spus ucenicii? Să alegem unul dintre cei care au fost Necontenit cu noi, de la început până aici. Oamenii pe care îi găsești activi, oamenii pe care îi găsești prezenți, oamenii pe care îi întâlnești marți, pe care îi întâlnești joi, pe care îi întâlnești duminică dimineața, pe care îi întâlnești la zilele de post, oamenii aceștia trebuie puși în lucrare. Lipsa râvnei te face să rămâi doar cu promisiunile și cu dorințele, să nu mai intri în posesia lor niciodată. E foarte periculos să nu aveți râvnă. Hai să vedem ce înseamnă partea asta la altă. Când exagerăm cu râvna, bătrânii aici se uită la mine și am, am și emoții și am și siguranță. Mă pot și corecta dacă greșesc și în același timp sunt foarte atent ca să nu, sunt tinerel pe lângă dumnealor. Ei spun că la un car de râvnă trebuie vă două de înțelepciune. Există un exces de râvnă. Există oameni foarte explozivi când e vorba de slujire, de lucrare. Zice cuvântul lui Dumnezeu că după ce poporul a avut este o biruință, sau în rîvna aceea a început să stabilească cine pune ceva în gură, să moară și mai departe. Un exces. Un exces dat de un un anume lucru, de o anume reușită și era să era să-l omoare pe Ionatan. Uneori avem exces, ex, exces, de râvnă și să știți că îi punem în pericol pe frații noștri. Îi punem în pericol pe cei pe lângă noi, că deodată așa suntem plini de duh, plini de putere, după rugăciune, suntem în stare să batem țăruși, să batem legile pe ușile bisericii, suntem în stare de orice. Și excesul de râvnă poate distruge. Poate distruge. Poate, poate da probleme. Zice cuvântul lui Dumnezeu despre fiul lui David, despre Absalom. După vreo trei ani pleca departe, că l-a omorât pe fratele lui, după tată. Apoi Ioab l-a adus la Ierusalim, doi ani de zile nu i-a văzut fața lui David. Și vine, se întâlnește cu David, reconciliază și imediat, imediat, de la o simplă îmbrățișare, are sentimentul că e păstor. Are sentimentul că deja e împărat. Gata, strigă să vină. Ați întâlnit oameni de felul ăsta? Numai în comitet i-ai pus și dintr-o dată nu te mai înțelegi cu ei. Deja ei conduc, ei coordonează. Păi stați ușor, mai băieți, mă. Stați ușor, măi, băieți, mă. Ți-am dat un drept să vii mai aproape de mine ca împărat. Nu te-am înscăunat, nu te-am întronat. Slujirea e tranzițională. Ea nu se face acum, e ăsta, moare regele, că are 90, că are 15, când moare ăla se ridică următorul. Nu, 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 în merg în paralel, pe Aron îl urcă pe munte, împreună cu fiul lui, îl dezbracă de haină, îl îmbracă pe Eleazar și așa se predă lucrarea. Unul lângă celălalt, nu poți morte mă iei legitimația, eu iei din mers povestesc frații din România, fratele Tipei povestea că la un moment dat un slujitor a fost chemat la comunitate pentru că avea foarte mulți ani, nu mai pantaloni, nu mai stătea bine, nu mai știa să avea control la anvon și l-a chemat să predea legitimația, spunea înapoi spre casă pe tren, o făcut infart. Oameni care au impresia și sunt atât de râvnitori încât nu mai țin cont de nimic, au un exces de râvnă. Ei și la 80 de ani și la 90 de ani vor să facă totul, alții la 17 de ani, la 21 de ani, la 40 de ani vor să dărâme pe toți, dați-vă la o parte că e rândul meu acum și excesul e foarte prăpăstios. Foarte prăpăstios. Și excesul de râvnă lui Absalom i-a adus moartea. Sunt care se, efectiv se sinucid în slujire. Dintr-o dată, dintr dată, își dau seama că sunt, uh, sunt, interesanți. Îi mai cheamă oamenii de colo, colo, de colo, colo și dintr-o dată au impresia că cineva. Și nu-i mai poți opri, nu-i mai poți frâna. Bă, omule, stai un pic, trage în parcare. Vorbeam cu fratele Mihai Danilă, m-am întâlnit într-o zi cu el în Deva, în parcarea unui magazin, și zic, ce faci, cum ești cu slujirea? Zice, două luni nu mă mai duc nicăieri. Bă, omule, dar ce ai făcut? Nu, 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 zice. Nu mă mai duc. Dar din ce cauză, frate? Mi-am dat seama, zice, că oamenii ăștia mă iau în serios, domne, că sunt predicator, că nu știu ce, și zice, nu mă mai lasă, nu mai am timp, nu mai am uh, pauze. eu nu mai am când să citesc, mă, mai... tot plecat. Și zice, nu, 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 două luni acasă, nicăieri. Hm? Trebuie să încerc și eu. Noi, aceștia tineri, avem sentimentul că uh, suntem indispensabili. Fără noi se oprește lucrarea, fără noi se blochează împărăția. Nu, 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 nu. Excesul de râvnă e foarte periculos. Foarte periculos. Dragii mei, uh, eu închei. Vom mai vorbi o dată viitoare despre sursa de unde ne vine râvna și despre domeniile în care activează râvna. Eu acum mă opresc, v-am spus că e rău fără și v-am spus că e rău cu prea multă. Să ne dea Domnul înțelepciune și să fim plini de râvnă cu Duhul. Amin.